Polițiștii au fost prezenți alături de elevii din municipiul Târgu Jiu, cărora le-au prezentat o pagină din activitatea ce are ca obiectiv principal siguranța cetățeanului. Elevii au primit misiunea de a participa alături de polițiști la activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice și de a interveni la evenimente. Autospecialele de poliție au reprezentat o mare atracție pentru cei mici care au utilizat tehnica din dotarea mașinilor de poliție și au urmărit cu atenție armamentul prezentat de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale. Nici câinele Max din dotarea Serviciului Criminalistic nu s-a lăsat mai prejos, dovedindu-și abilitățile prin exerciții de dresaj și disciplinare, fiind răsplătit cu aplauze de copiii prezenți la activitate. În ultima perioadă, polițiștii gorjeni s-au deplasat în curtea mai multor școli de pe raza județului Gorj, ocazie cu care au prezentat autospecialele, dotarea și câinii folosiți, de urmă folosiți la căutarea persoanelor dispărute. Micuții au trecut și pragul inspectoratului pentru situații de urgență, unde au fost fascinați de autospecialele de intervenție și de echipamentele salvatorilor profesioniști. Și jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi județean Gorj au susținut astfel de lecții. Reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj au dezbătut efectele nocive ale drogurilor.